Băi, Ana, să știi că eu am plecat la muncă, ți-am zis că trebuie să-mi iau din nou jobul ăla, că e cam greu cu banii și, sincer, bine că am vorbit cu ea să mă scoată de la școala ta și acum rămâi tu la școală și măcar să aducă cineva bani. Bine, Luca, du-te că eu am treabă. Ce treabă ai, mă, tu n-ai zis că n-ai școală? Azi nu sunt la liceu? Păi, exact, dacă nu ești la școală azi, ce treabă poți să ai? Adică, măcar spune că îți găsești un job part-time, măcar să faci tu. Poftim o cafea, păi este că mi-am pus și eu la făcut. Măcar spune că faci tu niște bani, măcar, gen, dacă tot nu ai azi liceu, nu știu, te duci și tu. Mi-am făcut o prietenă. Ok, și ies și eu cu ea. Bă, Ana, ok, bine, dar să știi că o să trească să încep și tu să faci niște bani în casa asta. Adică, înțeleg că ești la școală, dar am zis că ne mutăm amândoi, că nu știu ce, da, lasă mai încolo. Da, am înțeles, eu cam întârzi la muncă, nu știu, așa că cred că o să vorbim, îmi dai bani să ies cu ea. De ce să-ți dau eu bani? Ce sunt eu, mama ta? Hai, te rog, bă, vorbește cu ei tăi, nu știu, sună și cerele niște bani, abar n-am, da, du-te bă de aici. Te dau afară din casă, bă, du-te bă cu casa ta de aici, am zis că ne mutăm împreună, n-ai voie să mă ameniți cu chestia asta, glumeam și eu. Bine, ok, ești prietenul meu, ok, bine, Ana, îți dau niște bani, dar doar împrumut, pe bune, că nici eu nu mai am atât de mult și deja trebuie să tot cheltui bani în fiecare zi la școală și chestii. Păi îți dau că mă angajez, Luca, promit, ok, cred că te-am împrumutat cu prea mulți bani, cât îți ajung 10 lei, ți-am dat 10 lei, mai mult nu am pe mine, să știi. Hai, mulțumesc, mai dăm, te rog! Mai mult de 10 lei, îți dau 18 lei, gata. Atâta, că îmi trebuie și mie 10 lei, poate mi se face... 20! Nu am atâția, 18, te scurci, mai cer pe stradă. 25, da? Nu te mă de aici, că n-am atâția bani, de unde atâția bani? Nu am atâția bani, ce vrei de la mine? Să ies cu prietenă? Doamne, ce prietenă, mă, dar unde, de unde ți-ai făcut o prietenă așa random? Și acum vrei să ieși cu ea de la liceu? Păi și unde ești cu ea? Te duci în vacanță, nu ți-ajung 20 de lei, ți-ajung. E colega mea de bancă, i-arăt orașul. Păi da, hai bani să te primi. Gata, Ana, hai că eu am plecat că întârzi la muncă, să știi. Mergem pe aici. Bă, nu am bani să-ți mai dau. Gata, uite, ia 2 lei și lasă-mă. Gata, hai, pa, Ana. Gata, Ana, să ai grijă de tine. Ia uite cum s-a pus pe bicicletă. Doamne, da-te, bă, că fac accident cu tine. Ia uite, tot Ana mă bagă la pușcărie, n-am văzut așa ceva. Deci, doamne, nu. Deci prietenii îți fac cel mai mult rău. De ce nu ai dus gunoiul? Auzi ce mă întreabă. Eu nu pot să mai ajung și eu la muncă că mă grăbesc și am întreabă de gunoi. Bă, n-am văzut mă așa ceva. Ce se întâmplă? Bă, Ana, din toate locurile din orașul ăsta, ce, mai vine să ne ia comanda sau? Uite-te, doamne, mă vorbește și pe la spate când sunt în fața ei. Bă, tu din toate locurile din tot orașul ai venit aici cu prietena ta? Salut, eu sunt Luca, sunt colegul de casă al Anei. Dar ce se întâmplă aici? De ce ai venit fix aici din toate locurile? Păi am zis că poate ne dai mâncare gratis. Bă, deci, ok, deci ca să înțelegi, prietena mea, Ana, mi-a cerut niște bani pentru că momentan ea nu face bani. Și am dat niște bani ca să vină cu tine astăzi aici, ca să îmi ceară mâncare tot gratis. Îți vine să crezi așa ceva? Adică câteodată nu poți să o suport, zi tu de nu e insuportabilă. O cola vreau, hai mai repede. Ok. Da, asta a fost destul de direct, dar da, cum am zis, mă cheamă Luca, știi, poate voi să facem cunoștință sau ceva, duc ăla mai repede și eu vreau un burger vegetal. Da, ok, nu trebuie să mă lovești că nu-ți mai dau nimic și te dau afară, Ana, hai, lasă vrăjeala. Da, ok, da, asta n-a fost deloc puțin dubios din partea prietenei Anei, dar ok, deci avem o cola, a zis, și un burger vegetal, doamne, n-o suport pana, mai vrea și mâncare gratis, doamne, ferește. Da, v-am adus comanda, uite Ana, uite-ți burgerul, sper să nu te înneci cu el sau ceva, să ai mare grijă când îl mănânci. Și Mariana, uite cola ta, unul din cei mai buni prieteni, da, are dreptate, sunt cel mai bun prieten, da, nu-i dăm bani pe ele, sunt gratis, da, nu, o să trească totuși să plătești, Mariana, îmi pare rău, nu merge chiar așa, Ana, nu asculta că vorbește prostie aici. Gratis, așa, da, poate e bun de ceva până la urmă burgerul ăsta, ok. Ok, at this point chiar cred că ești foarte răutăcioasă, Mariana, dar vreau și eu cola mea. Nu mi-ai cerut cola, nici măcar n-ai zis de cola. Nu, îmi pare rău, domnișoară Mariana, dar o strască să vă plătiți totuși. Ba, dar vreau cola, acum ți-o aduc. Doamne, bă, ce se întâmplă, mă? Mi-au venit pe cap. Doamne, n-am văzut așa ceva. Deci, după ce că merge munca cum merge în ultimul timp și abia mai... Ok, salut, fraților, ignorați-mă, vorbesc și eu singur pe aici. Da, uiteți cola, Ana. Toate astea o să facă undeva la 7 dolari nota, dacă vreți să vă mai aduc ceva, adică 7 lei voiam să spun, pardon.
când ai ajuns, păi cum adică când am, acum am ajuns, v-am adus ăsta, deci eu nu plătesc, cum adică nu plătești, ai bani în mână, eu ți-am dat banii aia, cum adică, uite cu ăla, că mi-ai dat-o înapoi, Mariana, nici măcar nu bea cu ăla aia, doamne, nu am, bă, Ana, nu merge așa, o să ții interdicție în restaurant, pe bune, bă, lasă vrăjeala, dăm bani că o să dai interdicție, ce-mi dai, păi ce mi-ai plătit, o cola? Ia doi ca să vezi, păi îmi trebuie mai mulți bani, n-am cum să încasez atâta. 3. Păi mai trebuie să mai dai 4. Hai, bagă mai mult. Ce, ok, încă 2 și încă 5 și lasă-mă. Păi mai trebuie să dea Mariana încă 2. Atunci că tu ai plătit nota ta și încă 2 pe cola aia. Nu mai are. Da, poți să nu mai ignori, domnișoara Mariana, trebuie să mai dai banii pe, știi tu, pe mâncare, mă rog, pe cola aia pe care ți-ai luat-o. Am dat eu? Păi n-ai dat destui, mai trebuie niște bani, nu? I-a aruncat toți banii? Ah, ok, deci i-ai aruncat pe toți, am înțeles, ok. Că oricum îi împărțim, Doamne ferește. Ah, my God, da, ok, da, nu e deloc dubios că stai și te uiți așa. Bă, Ana, nu știu care e faza cu prietena ta, dar dacă ați mâncat și așa, eu zic să o iei și să mergeți acasă totuși. Aveți animale aici? Da, restaurantul nostru e... pet friendly, gen, ne plac animalele. Bă, tu n-ai voie în bucătărie, doar animalele. Sunt animalele restaurantului. Ea are voie în bucătărie, veverița aia care era aici, da? Deci dacă ați terminat de... Hai că plecăm, da, dacă ați terminat de mâncat și așa, vă mai așteptăm mai mult sau mai puțin. Da, ne auzim acasă, da. Hai că v-am pupat, ne auzim, pa, pa. Da, deloc dubios ce s-a întâmplat aici. Auzi și ce, Mariana, să știi că Luca este minunat. Doamne, bagă vorbe bune, Ana, n-am văzut așa ceva. Ha, urăsc munca asta, dar n-am ce face, trebuie cineva să aducă bani în casă și cineva trebuie să-i și cheltuie. Și aparent nu sunt eu ăla care-i cheltuie, este prietena mea, Ana, unde e? Ana, de ce nu-i nimeni acasă? Ana, unde ești, Doamne? Ia uite ce face Ana, stă liniștită, ce face Ana, cum ești, ce planuri ai pe azi, ce mai faci, bine, pe azi, deja s-a întunecat, dar ce-ai făcut astăzi? Că eu am fost la muncă toată ziua, zi măcar, hai să povestim, să-mi zici și mie ce-ai făcut azi. Uite, cu prietena mea, cu tipa aia, Mariana, ai prietena ta de care mi-a zis că ești cu ea și așa, hai la grătărel, nu mai punem grătărelul acum că e târziu, sunt obosit, hai, vină cu aceea, hai să stăm undeva. Aia era colega ta, tipa aia, Mariana, era noua ta prietenă, cea mai bună șmecheră, nu știu ce, Mariana, de ce? Nu știu, dar mi s-a părut puțin ciudățică, e super de treabă. Bă, nu mai da în mine, doar eu zic adevărul. Păi mi s-a părut așa, pur și simplu, cum să o faci ciudățică? Păi mi s-a părut cam ciudățică, adică nu, nici măcar nu s-a prezentat, doar i-am văzut eu cum o cheamă, dar nu mi-a zis salut, bună, eu sunt Mariana, eu m-am prezentat, i-am zis că sunt Luca, că așa, că colegul Anei, da, nu mai îmi da cafea, că nu beau la ora asta, Ana, băi, bă, Ana, lasă-mă, bă, cu cafeaua. Eu sunt liniștit, doar zic că mi s-a părut cam ciudat, dar acum nu vreau să zic că, bă, e oribilă, dar nu prea pare că mă place, cred că nu prea mă suportă, sincer, dacă îți zic sincer, ba da, hai că ba da, dacă e... Uite, ieși mâine cu ea. Bă, și o să vezi că e tare. Bă, mâine n-am lucru, dar nu știu dacă vreau să ies cu ea, că ți-am spus, mie mi-a dat impresia că nu prea mă suportă și sincer nu prea aș avea chef așa. Hai, lasă vrăjeala, vrei? Bă, nu vreau, mulțumesc de invitație, dar o să mă duc să mă culc. Tuturor le place de burger. Păi, în mod normal, da, nu prea nu mă suportă lumea așa la prima vedere, dar aparent prietena ta nu mă suportă. Ce, e și ea vegetariană, de-aia nu mă suportă pentru că sunt burger? Sau care e problema? Ce bine arăți așa acum, bătut, că-mi dai palme, lasă-mă, bă, pace. Da, nu știu ce să zic, Ana, mă duc și mă culc și mâine o să văd dacă am chef să vin sau nu cu prietena ta, dar ți-am spus, e destul de ciudățică, așa că nu știu ce să spun. Noapte bună, Ana. Ar fi bine să mergi, da, nu știu ce să spun despre asta. Mie îmi cam dă așa niște sentimente proaste această prietena Anei, dar o să vedem mâine. Doamne, ce-s mă cu râsetele astea, ce amuzantă-i, what, ce se întâmplă, bă? Doamne, iar e dimineață și face Ana ceva? Mariana murdă, what? Bună? Ana, nu crezi că trebuia să mă anunț și pe mine dacă venea Mariana în vizită? Ce faci, Luca, neața? Ce să fac? Uite, abia m-am trezit și văd că avem musafiri. Bună, Mariana. Văd că, da, nu ești prea interesată să comunici cu mine în această zi. Mulțumesc de cafea, Ana. Chiar îți place să faci cafeaua oamenilor. Chiar apreciez o cafeluță. Da, mulțumesc foarte mult. Da, ce te aduce pe la noi, Mariana? Ce mai zici? Îți urez o zi drăguță? Da, mulțumesc. Văd că Mariana nu prea are chef să vorbească așa cu mine.
văd că sunteți voi două. Cred că eu o să mă retrag atunci din ecuație, vă las să glumiți aici și chestii de genul și cred că eu mă duc în camera mea, presupun, pa, Ana. Bă, ci... închide ușa, închide ușa, Ana. Haide cu Mariana. Bă, Ana, mă sperie prietena ta și nici măcar nu se uită la mine. E la noi în casă, m-am trezit și am venit și eu. Cum adică mint? Nici măcar n-a făcut contact vizual cu mine. Efectiv, nici nu s-a uitat în ochii mei. Ce vorbește cu ea? Oh my god. Bună, Mariana, nu știu dacă m-ai observat. Sunt aici. Bună, sunt aici. Sunt și eu printre lumea care locuiește în casa asta, dacă îți vine să crezi. Da. Și cum mai e? Da, uite-l pe Luca. Da, nu prea pare interesată. Într-adevăr, pare mai mult interesată să... uite, m-a văzut și pe mine. Da, nu știe, da. Ce zici, mă, Mariana? Ești bine, toate bune și frumoase? Cred că v-am întrerupt un pic. Cred că erați în mijlocul unei... scuzați. Cred că erați în mijlocul unei conversații sau ceva, sau ce se întâmplă? Mișto casa și de ce trebuie să o împarți cu burgerul ăla dacă ți-a fost lăsată moștenire? Da, cred că am nimerit într-un moment destul de prost, așa că eu să mă retrag acum, o să vă las aici. Ana, eu am niște treabă, așa că ne auzim puțin mai încolo, că ceva îmi spune că nu te place. Da, o să vă las și ne auzim puțin mai încolo. Eu mă duc la o plimbare așa de dimineață. Doamne, eu nu mai pot, nu se mai poate așa ceva. Doamne, bă, Ana, lasă-mă cu prietena ta, tu nu vezi că nu mă suportă? Deci efectiv ai auzit ce a zis, că de ce stai în casă cu mine? Efectiv ți-a zis chestia asta, ce părere ai? Că de ce stai cu mine în casă? Că e casa ta. Auzi, nu este așa cum crezi? Cum nu este așa? Adică eu chiar muncesc și aduc bani în casă și fac chestii, adică sunt un prieten bun. Nu se pare că merit și eu să stau în casa asta dacă tot am vorbit că ne mutăm împreună ca prietenii? Hai să ne plimbăm și să vorbim. Păi și ce faci? O lași la noi în casă? Dă-o afară, du-te, stai și tu cu ea și vorbim după, nu știu. Că nu poți să o lași acolo, corect. Păi așa se face. Du-te și vorbește cu ea și după aia stăm, nu știu, eu... Cred că mă duc la plimbare, habar n-am până... da, Mariana vine și Ana imediat, știu că nu prea-ți place să petreci timp cu mine, uite-o pe Ana aici, da. Acum se uită după mine, într-adevăr, cred că se uită cu răutate, ești nebun după mine, nu cred că se uită de ce îi place. Da, îi place de mine, nu mai poate, cred că... Da, Mariana, voiam să te anunț că, știi, sunt un prieten destul de bun al Anei și mi-ar părea bine să ne înțelegem mai bine, gen, dacă ai vrea, pentru că n-am înțeles că vă înțelegeți bine și eu mă înțeleg bine cu Ana și ar fi păcat așa să nu fac și eu cunoștință cu tine cum ar trebui. Bă, Ana, stai că nu vorbesc cu tine acum. Să nu fac cunoștință cu tine cum ar trebui sau chestii de genul. Adică, na, vreau să fie toată lumea ok. Știi ceva? Eu nu mai pot sta aici. Îmi pare rău, Ana, dar nu suport lumea care insistă și se bagă în seama iurea. Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Faci mișto de mine. Faci mișto de mine. What? Nu băga în seama. Cum nu? Ok, știi ceva? Nu. Poți să pleci, Mariana. Ne-a părut bine. Te-ai distrat aici cu noi, dar chiar cred că... Nu. Ana, lasă-mă pe mine să vorbesc. Nu. Nu o dau afară. A zis ea că vrea să plece. Eu zic că a fost destul. Mariana, mulțumim că ai trecut pe la noi. Ne mai auzim vreodată dacă e, dacă nu, păi să pleci. Păi asta zic și eu, gata, mulțumim, Mariana, drum bun și hai, nu ne mai nebuni, că a fost destul ce a fost. Bă, Ana, ce a fost chestia asta? Poți să-mi explici ce are prietena ta cu mine? Efectiv, nu i-am făcut absolut nimic. Înțelegești tu că poate mai are și niște probleme, nu o mai băga în seamă. Bă, nu e că... Deci nici măcar n-am încercat să mă bag în seamă într-un mod special, doar am încercat așa să fiu și eu prietenos și efectiv niciodată, hai să facem, ce să mai facem, nu mai, dacă e un grătărel și să uităm, hai să dăm drumul la un grătărel, dar mamă, nu, că am nervi, efectiv am nervi, adică, bă, ai văzut și tu ce, nu știu, mi s-a părut urât, frate, adică, efectiv, n-am putut să fac absolut nimic, ia să vedem, am venit niște cartofi să facem noi pe grătar, chiar s-a comportat urât, adică, nici măcar nu m-am băgat eu în seama așa prea mult să zici că, mamă, ce-am făcut eu, că m-am băgat în seama iurea și că nu știu ce, efectiv, gen, doar am vrut să, na, să mă bag și eu în seama să fie bine, s-a comportat, hai că am pus niște cartofi la făcut acolo, lasă să se facă, s-a comportat urât, păi asta zic și mie mi s-a părut, nu că s-a comportat urât, chiar nu mi se pare că a fost vina mea sau ceva, nu știu, da. Ți-am spus, dacă vrei ești prietenă cu ea, ești colegă cu ea, nu e urât din partea ei, bă, nu e problema mea, dacă vrei tu poți fi prietenă cu ea, dar să nu o mai aduci pe acasă când sunt eu, sau nu știu, aveam așteptări mai mari. Bă, și eu că, bă, din ofensiv ești nebun, nu i-am făcut nimic, adică chiar n-am avut nicio chestie să o supăr, am venit și eu frumos, am servit-o frumos, am zis bună, m-am introdus, nu știu ce, chiar ești tare, Luca, mulțumesc, Ana, dar nu mă ajută dacă prietena ta e așa nasoală, nu înțeleg cum de faci așa, păi nu știu, dacă
dacă face și eu mă gândesc că e nasoală în general, adică poate are mai multe chestii. Eu te-a intrat un animal din ăsta. Bă, uși, uși afară. N-avem voie cu animale în casă. Bă, pleacă mă de aici, se duce la frigider. Doamne. E al meu, lasă-l. Păi el nu n-ai voie cu ăsta în casa, Ana, așa că el dă pe jos și nu știu unde îl duci, dar du-l undeva că ia, ieși afară. Bă, afară, nu pe canapea. Doamne, aici rămâne. Hai că rămâne aici. Bă, nu mai da mine. Ia-l de aici. Păi să nu stea pe canapea aici. Se duc oriunde vrea el, dar nu aici. Lasă animăluțul. Păi eu las. Ia, hai afară, afară, pe aici. Hai. Hai, șu, șu. Bă, nu lăsa mă în casă. Eu nu stau cu ăsta în casă. Du-te de aici cu animalul tău. Bă, deci dau una. Gata, s-a dus. Deci îl iau la bătaie, Ana. Du-te cu animalul tău de aici. Uite că a leșinat. Bă, nu mai da bine. Doamne ferește, urâtule. Auzi ce-mi zice? Bă, taci mă din gură. Azi vin cartofii aia, dacă s-au făcut aici pe grătar. Uite, ia un cartof și lasă-mă. Vezi că din ăla a făcut așa în coajă direct. O știu eu să-i fac. Mă rog, nu mai contează acum, Ana. Hai, las-o încolo. Dacă nu m-a plăcut, nu e. Ce coajă asta? Nu știi că așa se fac pe grătar, așa ies mai bun cu coajă, cu frumos. Nu știi tu din astea. Hai că e bun. Bă, e bun. Deci, fii atent, Ana. Dacă eu zic să ca să ne calmăm așa un pic, oricum eu mai am niște zile libere. Și hai să încercăm să ne luăm dacă e o vacanță sau ceva. Ne luăm și noi o vacanță și uităm de chestia asta că oricum am mai strâns niște bani între timp și mai am acolo la mine în dulap. Chiar vreau în vacanță ei. Păi da, asta zic, am mai strâns niște bani și am zis că, bă, dacă e ceva, ne ocupăm și mergem și noi într-o vacanță. Ana, ai luat din banii ăștia de aici? Ana, avem 4 lei! What, aveam, what, aveam 200 și ceva de lei! Ce asta? Un bilet? Un bilet cu ha-ha-ha-ha-ha! Ana, ce e asta? Spune-mi, te rog, că e o glumă proastă. Ce, care e faza cu biletul ăla cu ha-ha-ha? What? Cineva a luat banii și mi-a lăsat? Nu pot să cred așa ceva. What?